Curte Civilă, secția comercială, secția comercială de atunci și fiscal. Și dosarele, o să vedem la asta până la mine de instanță, ne-am luat să vă arătăm, sunt tot culori. La noi pe roșu, pentru că e penalul și cine trece pe roșu, așa înțește, contencesul este pe galben, civilul este pe albastru. Pentru că vă spunea limita acel circuit al dosarului, care ajung de la registratul la arhivă și de acolo către fiecare secție. Și în momentul în care se pun actele în copertă, deja mergem pe culori, este și mai simplu ca să nu ne amestecăm dosarele între ele, seama că dacă ar fi aceeași culoare, n-am mai ști care de la ce, care de la până. Aceasta este o sală de civil. În mod normal, o sală de penal acolo este boxa acuzaților, este pe stânga spre ieșire, o sală separată, care are și o cale de acces pe culoare unde apară deținuții. Că este la duș cu mașina de atentice și mai este un special de obținut să trebuie cu nimeni. În listele de judecată există, așa cum vedeți, aparătorul electronică pentru registrarea și listele de judecată. Deci tot ceea ce se discută în ședință se registrează. În momentul în care se strigă o cauză, de exemplu, dosarul numărul 1, greșelul apasă în butonul acolo și apare registrarea dosarului numărul 1. Pentru că ulterior să putem atunci să găsim registrarea dosarului respectiv. Da. Spunea și colegul meu, eu sunt specializat pe litigii civile, litigii și litigii pe muncă. Noi, la Curtea de Apel, de obicei judecăm în apel sau recurs, depinde de situație, depinde de cum prevede legea. Dosarele care sunt judecate la legii noi în primă instanță. Fie la judecătorie în primă instanță, în apel la tribunal și după aceea ne judecăm recursul, fie în primă instanță la tribunal și noi judecăm apoi fie apelul, fie recursul după situația prevăzută de lege. Cum am spus grupului anterior, care era format din colegii noastre de anul 4, mă rog, ei mai știau ceva noțiuni de procedură civilă, dar le-am expus un pic o modificare adusă de nou cod de procedură civilă față de sistemul vechiului cod de procedură civilă. O situație care e destul de nouă și pe care mulți dintre justițiabili nu o cunosc și de aceea ne fac nouă la biroul de relații cu public multe pregătiri în sensul acesta, că, și anume că nu înțeleg, odată ce depun cererea de chemare judecată la registratură, cum ați văzut acolo, acel compartiment care face legătura cu publicul, ei, nu înțeleg de ce odată depusă cererea registraturii nu au primit termen de judecată. Păi nu au primit termen, fiindcă în prezent avem o procedură de verificare și regularizare a cererii de chemare judecată, inspirată un pic și din sistemul de la CEDO, de la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și acolo, dacă plângerea nu are toate condițiile de admisibilitate îndeplinite, se respinge de un singur judecător ca inadmisibilă și nu mai trece la cercetarea ei pe fond. De asemenea, și la noi, pe nou sistem, gândit de nou cod de procedură civilă, la fel. Odată ce ați depus cererea, ea primește un număr de înregistrare și, de asemenea, un complet. Toate acestea se primesc în mod aleator prin sistemul informatizat, denumit CRIS. Odată ce a primit un complet de judecată, cererea aceea va veni la un judecător și o va verifica. Cuprinde acea cerere toate elementele prevăzute de nou cod de procedură civilă. Care ar fi așa, de bază, acele elemente? Păi părțile, în primul rând, reclamantul, părâtul, obiectul acțiunii, adică ce nemulțumire aveți, ce doriți dumneavoastră de la instanță să îndrepte sau să-l oblige pe părât să facă, o prezentare a situației de fapt, a elementelor în baza căreia a solicitat acea pretenție, un temei de drept, adică care e legea care o doriți dumneavoastră aplicabilă în acel litigiu, ca paranteză, temei de drept nu este neapărat obligatoriu, fiindcă oricum instanța va califica în mod juridic cererea de chemare judecată. Însă e bine, având în vedere că în prezent dreptul, și în special dreptul civil, e atât de vast și cuprinde atât de multe prevederi legale, este foarte bine să găsiți și dumneavoastră ca reclamant temeiul de drept, fiindcă îl ajutați foarte mult pe judecător să înțeleagă ce doriți de la dânsul. Judecătorul va găsi oricum și oricând acel temei de drept, dar poate că nu știe exact ce doriți dumneavoastră. Ei bine, nu în ultimul rând, trebuie acea cerere de chemare judecată să cuprindă probele. Am întrebat de ce? Păi foarte bine, fiindcă mulți, foarte mulți au pierdut, deși aveau dreptate, și au pierdut fiindcă nu au reușit să dovedească pretenția dumnealor. Ei considerau că pur și simpla susținere că am împrumutat niște bani la vecinul meu și nu mi-a dat înapoi, iar dumneavoastră trebuie să mă credeți pe cuvânt, eu sunt om de onoare,
De bine, această solicitare mi se părea lor că e suficientă să le aducă câștig de cauză. E bine, nu, trebuie să aduceți probe. Trebuie să aduceți un act constatator al împrumutului, e cel mai ideal. S-au păcat niște martori care au asistat la acel împrumut, la acea înțelegere verbală între dumneavoastră și vecinul dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, o cerere de chemare judecată trebuie să cuprindă în mod esențial semnătura reclamantului, semnătura celui de la care provine cererea, fiindcă, dacă nu cuprinde semnătura acea cerere, e informă sau nulă. Și sunt multe cazuri în care noi cităm, chiar le aducem la cunoștință părților, special reclamanților, apelanți sau recurenți, că nu au semnat cererea de chemare judecată sau de apel sau de recurs. Și dacă dumneavoastră înțeleg să se prezinte în fața instanței să o semneze sau să desemneze un mandatar care să o semneze în locul dumneavoastră, ei bine, acea cerere va fi nulă și nu va mai trece mai departe pe soluționarea pe fond la cauze. De asemenea, ce vreau eu să vă mai spun, însă, ca să puteți să înțelegeți fiind de an întâi, deci aveți doar elemente așa de bază, de drept, iar noi aici suntem la o instanță superioară care verificăm ce fac colegii noștri, ce nu fac bine, fiindcă odată ce cei de primă instanță, judecătorii la prima instanță, pronunță o hotărâre după ce au ascultat părțile, deci au ascultat și poziția reclamantului și poziția părântului, au administrat toate probele pe care dumnealor le-au învederat, fie în cererea de chemare judecată, fie în întâmpinare. Ei bine, după aceea deliberează într-o cameră de consiliu. Cameră de consiliu care depinde de situația fiecărei instanțe. De exemplu, noi la secția întâi civilă, după ce închidem ședința de judecată, invităm pe cei care au mai rămas în sală să iasă afară pe culoare, deoarece s-a închis ședința de judecată și ne închidem în această sală, deliberăm, facem pronunțările, după care facem pronunțările în ședință publică. De regulă nu prea se pronunță hotărârea în ședință publică, fiindcă sunt foarte multe, foarte multe cauze, foarte puține sări. Nu reușim întotdeauna să găsim o sală disponibilă pentru a face pronunțările și atunci pronunțările se fac și acceptă nou cod de procedură, se fac prin sistem informatizat, adică apar pe ECRIS, apar pe portal, apar afișate, dacă nu mă înșel, și pe avizier. Cel puțin era probleme la tribunal, acum nu mai rețin la curte. Da? Și da, în penal, evident, unde e vorba de arestări, atunci pronunțările de arestare, revenim în sala de judecată. Spune-mi ce am decis față de dosarele state și în felul ăsta facem și trecerea cu penalul care nu este mai apropiată cu civil, deci avocatul civil, pentru că sunt anumiți pași, se vedem asta în trei în procedura penală, în momentul în care se pronunță încheierea, puterea pe care a luat-o judecătorul la măsura este preventive, părțile inculpații formulează oral contestație. Și atunci există niște formulate pe care trebuie să le completăm în acela. Îi spunem, formulăm contestație. Și completează ce nu facem. Deci pronunțarea pe măsură preventivă, noi facem în sala de judecată în materie penală. Mulțumesc aceeași care vreau spus și colegul, pentru că sunt foarte puține sări, sunt multe complete care intră și nu am putea să facem în condiții bune. La secția penală, și este un volum de atât de mare, competenței determinate de nouă de procedură penală, toate hotărârile judecătorești pronunțate de judecătorile din cele patru județe, Dolj, Olt, Gorj și Mehedinți, sunt puse căinătatea ca apelului, fel care a ajuns să fie judecat la Curtea de Apel. Deci toate aceste hotărâri ajung la noi, în plus și hotărârile pronunțate de tribunale, în materie penală, sunt supuse tot căinătatea ca apelului, care ajunge iarăși la noi. Pentru că toate acestea și contestația la măsurile preventive dispuse de tribunale ajung tot la Curtea. Deci iată că este un volum de atribuții foarte mare și cu mare responsabilitate la secția penală, la judecătorii care lucrează în această secție. Dar cu toate astea, așa cum spuneam și cu celălalt, rezultatele instanței noastre au fost foarte bune. În 2013 avem și un articol cu rezultate sunt acum. Ține, cred, pentru că un organism independent din România, ONG, a făcut un studiu la toate instanțele din România, care viza cauzele intrate, cauzele soluționate pe parcursul anului 2013, cauzele casate, adică acele cauze în care s-au admis cărere de atac și s-a constatat că
hotărârile au fost nelegale. Și iată că în acest studiu, foarte bun, spun eu, după părerea mea, făcut de un organism independent, Curtea de Apel, după București, era locutoi, practic, ca volumea de operativitate și indicii aceștia de calitate, pe care urma tribunalul mult. Ca operativitate, pare că era chiar pe primul loc. Da, era pe primul loc ca operativitate. Deci, rezultate foarte bune în 2013, Curtea de Apel. Deci, înseamnă că avem un corp de profesioniști, cum place să spun, care lucrează foarte bine. Întrebări și curiozitate din partea noastră, ca să nu vă fie simplu. Știu că sunteți arunce, da. Întrebați-ne orice lucru. Dar să aveți grupe la mânire. O chestiune practică, ceva care l-ați înțeles teoretic și poate nu vă trebuie niște exemple mai practice. Vă spun eu că era un tic când era ca vreau să apar la ce face judecătorul, ce face procurorul. Era așa, o măsură vagă, judecă, procurorul, nu știu, parcă acuză. Dar întrebați. Ați gândit deja ce o să deveniți după terminarea facultății? Domnișoară, sigur, dorește să încerce să dea la magistratura. Eu vă urez să luați din prima, dar dacă se întâmplă să nu fie așa, să nu dezarmați, să continuați. Eu îl dau mereu exemplu cu un coleg de-a care acum este președinte de judecătorie, care are 7 ori să ia la magistratura. Foarte mulți și 7 ori a luat. Bine, lua 9.50 la civil, 4.90 la penal. Spune, dom'le, mâna să iei și acolo măcar 5. Până am mai reușit. Foarte ambițios. Nu aș fi vorba de asta, de la președintele instanță. Aveam colegi la institut de magistratură care au 45 de ani. Și să ia la institut. Bine, mulți erau prin recalificare profesională, adică aveau altă profesie anterior terminării facultății de drept. Dar, deci asta nu contează, e ambiție să fie. Și dacă nu încerci, nu reușești. Seriozitate. Seriozitate, exact. Nici una va din anul, din primul an, cu tot deja facultăța mai mare de an. Că mulți dintre ei. Și cred că foarte mulți. Asta mi-a dedicat să zic. Și după aceea am trecut toate treptele până la Curtea de Apel. Așa, vă mulțumim mult pentru amabilitate și pentru timpul dumneavoastră, chiar dacă am venit într-un grup atât de restrâns. Eu i-am și spus domnului Prodecan, domnul Prodecan, să nu cumva să mă trimiteți cu 3-4 scrieți pe mine, că eu nu plec. Important e că ați venit, chiar dacă au fost 3-4, înseamnă că au fost cei interesați și cei curioși la aflat. Da, este bine că sunt aceiași pe care plec noi tot timpul, pe la simpozion, vă mulțumim mult de tot. Și nu mă așteptăm. Cerințele sunt publice, când aveți un timp liber sau nu aveți ce face, dați-o în curăță la Curtea de Apel și intrați în